Copii cu trebuie respectați și respectați. Liceul pedagogic Spiru Haret a fost locul de desfășurare a exercițiului realizat după un scenariu ce a presupus producerea unui cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade pe scara Richter. La eveniment au fost mobilizate mai multe forțe ale ISU și cadre de la Crucea Roșie. Exercițiul de alarmare în caz de cutremur a fost organizat și ca urmare a numeroaselor seisme înregistrate în ultimele luni în zona noastră. Prin acțiunea de astăzi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neron Lupașcu din Buzău a vizat modul în care reacționează elevii și profesorii în momentul producerii unui cutremur. Concluziile au fost trase de specialiștii în protecție civilă de la ISU Buzău. S-a produs un cutremur cu magnitudinea 6,5 grade pe scara Richter. A fost nevoie, urmare a magnitudinii mari, să se procedeze la evacuarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice, de asemenea să se intervină întrucât au fost avarii produse la clădire, dar și au fost surprinși unii copii și chiar răniți în interiorul școlii. Mai sunt multe de învățat. De aceea, Inspectoratul General a lansat campania luna trecută, Nu tremur la cutremur. Chiar am sugerat copiilor și cadrele didactice să-și însușească modul de comportare de acest site și de asemenea și de pe celelalte materiale informative care au fost derulate deasupra de cursul anilor. Acum, într-adevăr, atât adulții cât și copiii trebuie să însușească atât mod de comportare la nivelul unității de învățământ, dar cât și la nivelul locuinței, dar și pe drumul sau în alt, orice altă situație în care ar putea fi surprins de un cutremur major. Acțiunea de azi a făcut parte dintr-o serie de evenimente organizate înaintea Zilei Protecției Civile, zice va fi sărbătorită vineri în întreaga țară.